și după ce au cântat laude, au ieșit la muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis: voi toți vă veți sminti întru mine în noaptea aceasta, căci scris este: bate voi păstorul și se vor risipi oile turmei. Dar după învierea mea, voi merge mai înainte de voi în Galileea. Iar Petru, răspunzând, i-a zis: dacă toți se vor zminti întru tine, eu niciodată nu mă voi zminti. Zisa Iisus lui: adevărat zic ție că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoșul, de 3 ori te vei lepăda de mine. Petru i-a zis: și de-ar fi să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au zis la fel. Atunci Iisus a mers împreună cu ei la un loc ce se cheamă Ghetsimani și a zis ucenicilor: ședeți aici până ce mă voi duce acolo și mă voi ruga. Și luând cu sine pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedeu, a început a se întrista și a se mâhni. Atunci le-a zis: întristat este sufletul meu până la moarte. Rămâneți aici și privegheați împreună cu mine. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, rugându-se și zicând: părintele meu, de este cu putință, treacă de la mine paharul acesta, însă nu precum voiesc eu, ci precum tu voiești. Și a venit la ucenici și i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru: așa, n-ați putut un ceas să privegheați cu mine, ca să nu intrați în ispită, căci Duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios. Iarăși, ducându-se a doua oară, s-a rugat zicând: părintele meu, dacă nu este cu putință să treacă acest pahar ca să nu-l beau, facă-se voia ta. Și venind iarăși, i-a aflat dormind, căci ochii lor erau îngreuiați. Și lăsându-i, s-a dus iarăși și a treia oară s-a rugat același cuvânt zicând. Atunci a venit la ucenici și le-a zis: dormiți de acum și vă odihniți. Iată, s-a apropiat ceasul și Fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem, iată s-a apropiat cel ce m-a vândut. Și pe când vorbeau încă, iată, a sosit Iuda, unul din cei 12, și împreună cu el, mulțime multă, cu săbi și cu ciomege, de la arhierei și de la bătrânii poporului. Iar vânzătorul le-a dat semn zicând: pe care îl voi săruta, acela este, puneți mâna pe el. Și îndată, apropiindu-se de Iisus, a zis: bucură-te, învățătorule! Și l-a sărutat. Iar Iisus i-a zis: prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și iată, unul dintre cei ce erau cu Iisus, întinzând mâna, a tras sabia și lovind pe slug arhiereului, i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis: întoarce sabia ta la locul ei, că toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Sau ți se pare că nu pot să rog pe Tatăl meu și să-mi trimit acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile? Că așa trebuie să fie. În ceasul acela, Iisus a zis mulțimilor: ca la un tâlhar ați ieșit cu săbii și cu ciomege ca să mă prindeți. În fiecare zi ședeam în templu și învățam și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să se împlinească scripturile prorocilor. Atunci toți ucenicii, lăsându-l, au fugit.